Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Dana Vlad și vă invit să rămâneți împreună cu noi pe 92,4 FM pentru Ora de Cultură. Ne puteți urmări și video live pe pagina noastră de Facebook. Pro FM Leader FM și rămâneți în FM, acolo unde ne puteți și vedea. Vă salut cu drag, oameni buni. Astă seară am un invitat special, de fapt toți invitații mei sunt speciali, sunt oameni speciali, frumoși și cred că atunci când ajungi la un anumit nivel de cunoaștere, simplitatea este cea care e învățată în fiecare secundă a existenței noastre. Pentru a iubi arta, nu cauți motive. Nu cred în refugierea în artă, cred în artă ca destin, ca paradox, ca lecție, ca experiență, dar nu ca refugiu. Cred că artiștii lucrează pe acest tărâm presărat cu cioburi de sticlă, unele securizate, altele de-a dreptul periculoase, fără să își ia multe măsuri de precauție. Tăcerea dintre mine și mine și dintre mine și lume este necesară în procesul creației pentru ca apoi lumea să sesizeze cu toate simțurile efectul. Cred în puterea vindecătoare a artei, în puterea ei satirică, oglinda care se oferă societății. Spun bună seara și bun venit și mulțumesc că a acceptat să ajungă în studioul Radio Pro FM, Leader FM, domnului Florian Doru Crihan. Bună seara! Bună seara și bun venit! Înainte de a trece la povestea noastră, la drumul nostru din această seară, care e mai scurt, cred, decât drumurile dumneavoastră, sau mai lung, nu știu, puteți ajunge și așa, într-o clipă, acum, în epoca aceasta a vitezei. Am să fac o scurtă prezentare a artistului Florian Doru Crihan, dar deopotrivă a omului Florian Doru Crihan. Și am să încep așa, cu vorbele domniei voastre. Sunt un bun observator a ceea ce se întâmplă în jurul meu, de aceea și tac. Asta ca să am timp să observ ce se întâmplă. Mărturisați într-un timp. Sunt multe în societate de satirizat. Detaliul e foarte important pentru că așa am considerat că pot atrage privitorul. Și mai spuneți ceva la un moment dat. Privitorul trebuie să le absoarbă și să se mute de la un tablou la altul cu plăcere. Vorbeați despre lucrările dumneavoastră. Dar vin acum și spun oamenilor care ne ascultă și ne și văd că sunteți absolvent al Facultății de Arhitectură Navală și Inginerie Mecanică, Universitatea Dunărea de Jos. Ați pășit în lumea artei în anul 1985 și în 30 de ani de activitate ați primit 80 de premii internaționale, mă corectați, acolo nu e exact, conform cu realitatea, vă rog. Ați primit medalii de aur și Grand Prix-uri. Peste 60 de expoziții personale, cele mai cunoscute fiind cele tematice și cele cu nume de orașe. Vă plac numele orașelor din lumea aceasta? În special Europa. Mi-am propus să fac un tur prin Europa, da. E frumoasă Europa. Și așa, o doamnă venerabilă cum e, pare că nu îmbătrânește niciodată. Și am să amintesc titlurile expozițiilor. Câteva dintre acestea. Veneția, la Tour Eiffel, Bruges, Titanic, Berna, Strasbourg, Sacile, Don Quixote de la Madrid, acesta este un titlu de expoziție, Galați, Brăila, da, Pordenone și pot continua așa mult și bine, dar mi-a plăcut cum s-au intercalat Galați și Brăila printre orașele lumii. Guido Raimondi, președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului, CEDO, că v-a achiziționat două lucrări cu tot cu certificat de autenticitate. Ați avut o expoziție Bologna, o impresie artistică, la galeriile Nicolae Mantu. Și erați tot așa între drumuri? Oarecum? Eram înaintea unor drumuri complexe. Înaintea unor drumuri complexe. Spuneți-mi, vă rog, care a fost sau care e în sufletul dumneavoastră diferența între ceea ce s-a întâmplat la Nicolae Mantu, în Galați, și expoziția care a avut loc după drumul complex, că ați spus că erați înaintea unor drumuri complexe. La Nicolae Mantu am întotdeauna emoții mai mari pentru că
sunt privit cu atenție, sunt oamenii mei, prietenii, rudele, cei care au crezut în mine și de aceea... Și care cred în dumneavoastră. Și cred în continuare și mă sprijină. Eram într-un moment în care ei chiar mă sprijineau. E o poveste mai lungă și a fost un final fericit. S-a terminat prin octombrie anul 2017. De ce spuneți că a fost un final fericit, s-a terminat în octombrie 2017? Pentru că a fost un ciclu de expoziții, așa cum am spus, complex. Care atunci au avut un oarecare final. Un traseu dificil, Strasburg, Potsdam, și acolo Fribourg, a fost finalul. Veneția. Da, nu, Bologna, nu. Galeria Manto a fost așa, începutul. A fost începutul. A fost locul în care eu am transmis publicului ce urmează. Dar vorbeați despre un final. Vorbeați despre un final. Finalul a fost Veneția, a fost Veneția. Ultima expoziție din serie. Deci ați început la Galați și ați finalizat cumva la Veneția. Corect. Un drum lung și frumos. Frumos. De la Dunăre la apele Veneției. Aveți 10 lucrări de pictură în colecția de artă a Muzeului Don Quixote din Goslar, Germania. Sunt expuse lângă lucrări semnate Picasso, Dalí, Gustave Doré, William Hogarth și mulți, mulți alții. Iar Le Monde v-a publicat o lucrare. Revista Migranti Roma i-a publicat domnului Florian Doru Crihană o serie de 40 de lucrări. Editura de artă Kerber i-a publicat monografia Satirische Idyllen, iar în revista Epsilon din Atena ați apărut cu două interviuri destul de stufoase, de voluminoase. Și asta e așa, o trecere în revistă succintă, pentru că CV-ul dumneavoastră este destul de impresionant. Da, dar ați făcut un rezumat corect, mă bucur. Un rezumat corect, asta, da, da. Mă bucur. Sunt vorbele unui inginer. Da, sunt vârfurile CV-ului meu. Aș vrea să vă întreb pentru început ceva. Vreau să vă întreb dacă putem vorbi despre bun simț în artă și mai ales în arta pe care o practicați dumneavoastră. Folosesc cuvântul practicat pentru că sunteți inginer, ați terminat inginerie. Foarte bine pusă problema. Bun simț în artă. Și nu știu dacă o să abordăm și satira, arta satirică, dar bunul simț în artă este foarte important și destul de greu de vorbit despre acest aspect într-o emisiune. Poate dacă știam de la început... Ar trebui să facem o emisiune specială? Da. Nu. Nu vreau să facem regie. Vreau să vorbim acum, pentru prima dată aici, despre aceste subiecte. Bine, e vorba de sinceritatea artistului. El față de el poate fi sincer, dar să nu mintă publicul. Asta este, să creadă în el, să vadă, să asculte pe ceilalți ce spun despre arta lui, eventual să se consulte cu foștii profesori, cu criticul de artă și să-i roage, să-i spună la ce nivel este. Pentru că altfel se amăgește și așteaptă o viață întreagă, o confirmare de la Sofia, măcar. Spuneți, deci, că un artist trebuie să ceară confirmări mereu sau să ceară cumva să li se amintească reperele de la foștii profesori, de la actualii profesori, de la maestri? Da, pentru că foștii profesori pictează sau nu, lucrează sau nu, teoreticieni foarte buni sunt și avem în Galați foarte buni teoreticieni. Eu m-am consultat o lungă perioadă cu Nicolae Ancor. Câteva persoane. Puțin cu domnul profesor Coron, dar cu Nicolae Ancor m-am consultat foarte bine și cu doamna profesoară critic de artă Mariana Tomozei Cocoș. Ați avut la un moment dat din partea dumnealor momente când să vă fi spus, în discuțiile dumneavoastră, să vă fi spus nu e timpul acum pentru această expoziție, dacă le-ați expus cumva tematica oarecum sau intenția? Asta e întrebarea pe care o pun eu criticului de artă. Vă pun și eu, Și ultima expoziție care am făcut-o în ianuarie, s-a deschis anul cu ea, anul expozițional la Galeria Manto, am întrebat-o pe doamna Cocoș dacă este o expoziție de arătat în public și dacă este o expoziție de arătat într-o galerie de artă a Uniunii Artiștilor Plastici. Am avut o îndoială pentru că subiectul a fost inedit oarecum politic, dar am ieșit cu bine și toate impresiile au fost... Care a fost răspunsul doamnei A fost categoric, Cocoș? Nici n-am mai răspuns, de fapt, doamna Cocoș. Din privire, a trecut direct ați înțeles. La
alte detalii, la detaliile din planul 2. Domnule Florian Doru Crihană, vorbește arta pe care o practicați despre dumneavoastră, despre omul Crihană. Se pare că da, însă... Și în ce limbaj vorbește arta aceasta? Cum transmiteți vorbele artei dumneavoastră către privitori? Ajungem la ultimul weekend, am fost la Trieste. Vă rog. Și... Veniți aici la Trieste. Cred că publicul, oameni, români de ai noștri, au fost foarte timizi să mă primească acolo, dar ușor, ușor m-au descoperit și le-am părut foarte simpatic. Dar numai după ce mi-au pus întrebări, pentru că la început a vorbit criticul de artă tot rece și cu performanțe de a speria lumea din sală și apoi am vorbit și eu ce a mai rămas, că nu mă renunțese nimic. Și cineva a rugat totuși să se pună niște întrebări din public și unii mai curajoși au început să-mi pună întrebări, eu am răspuns, am spus și câteva glume legate de întrebare și apoi au început să se năvălească până s-a terminat programul sălii. Care a fost cea mai grea întrebare care v-a fost adresată acum la Trieste? Una care să vă fi ridicat minge la fileu și să vă fi pus poate într-o oarecare dificultate sau nu? Da, este un aspect psihologic. Am fost întrebat de un italian cum a trecut un inginer angajat, un inginer navalist, să ajungă artist. Apoi am aflat de ce m-a întrebat, pentru că și el a fost, și el mi-am imaginat, inginer. Mi-am imaginat. Și ar fi vrut să ajungă și el artist? Chitarist. Poate, era și chitarist. Nu, a renunțat la chitară și de asta m-a întrebat, pentru că ceea ce am făcut eu e un lucru mai aparte, a fost un risc. Mi-am riscat starea, da, de stabilitate. Până la urmă, sigur că da, stabilitatea. Le-am explicat până la urmă ce s-a întâmplat în familie și s-au amuzat, însă la momentul respectiv eu nu prea m-am amuzat, pentru că m-am aruncat în valuri fără ați să avut am, curaj. Să zicem că da, dar și familia a avut curaj să mă și accepte. V-a dat credibilitate. Mi-a dat credibilitate că pentru da. Că veniseră niște semnale din Occident și a zis că, am zis împreună, asta e viața mea, nu am dreptul să o ratez, eu aleg acest drum. A doua zi m-am dus la institut și mi-am depus demisia, am speriat pe toată lumea. Și n-au venit acasă colegii să vă spună cum poți să faci așa ceva, stabilitatea ta, locul tău de muncă, trebuie să ieși la pensie, dar știți cum știți, e la noi. Da, era o perioadă în care cei buni cam plecau din instituțiile de stat. Era 1990-91. Eu sunt mai cu minte așa și am rămas cam ultimul și când am primit acea confirmare despre care vorbeam, am plecat. Cum a început toată această poveste frumoasă a dumneavoastră? Pentru că ați început ducându-vă spre disciplină tehnică și am să vin să vă întreb dacă atunci când erați copil, desenați, când ați făcut primele linii pe hârtie, nu liniuțe la abecedar acolo, pe caietul de abecedar, dar primele linii cu creioane, cu eu știu, în momentul în care v-ați jucat, poate, și da. Și-au dat seama părinții că aveți și un talent deosebit. Da. Trebuie să spun mereu aceeași poveste, dar e simpatică. Ați mai spus-o, și, nu? Da, vă rog, da. Dacă e simpatică, tatăl vă rog meu să a fost ofițer la grupul de pompieri Galați și avea niște șabloane interesante, seturi de creioane colorate și mă așezam lângă el, dânsul desena, făcea schițe și eu am început să desenez orice. Apoi, la liceu, am început să pictez. I-am copiat pe mari maestri, pe Rembrandt, Leonardo da Vinci, până la facultate, când am fost invitat de către un coleg să trimit desene la revista, o la o revistă din București. Vă amintiți ce ați desenat prima dată? Ce ați copiat după Rembrandt? Spuneați despre numele portrete întotdeauna și foarte puține peisaje. Mă pasionau portretele. Portretele? Da. Le consideram cele mai grele și erau o provocare. De ce pasiunea asta pentru portret? Vă plăcea omul, figura umană, fața omului, în general, întreb? Le-am considerat sau ceea ce transmitea el, pentru provocări. Că dacă ai mișcat un pic pupila, l-ai asta scos, e, privirea, ochiul. Da. Vedeați în ochii oamenilor lumina aceea și faptul că o mișcare de pupilă, spuneați dumneavoastră, schimbă tot. Trebuie să părăsesc ingineria și m-am îndreptat spre
caricatură la început. Prima dată, la început, caricatură. Da, da. Dar vedeți, de la început, din eu știu, din perioada mică a existenței dumneavoastră ca artist, ați plecat pe caricatură. Caricatura, satira. Da, de ce ați făcut lucrul acesta? În anii 80-90 era foarte puternic. Aveam o revistă foarte puternică, se numea Urzica. Era și mica revistă Rebus, care era foarte profesionistă la domeniul ilustrației. Și am avut loc unde să-mi încerc puterile și am fost acceptat și de acolo țup în concursurile internaționale. Dar numai cu lucrările, că de plecat nu puteam, nu era voie. Vorbesc de anii 80. Sigur că da, în perioada aceea era chiar prohibiție la așa ceva. Da. Dar știți la ce mă gândesc acum? Îmi vine în minte așa, dictonul latin, ridendo castigat mores. Și vă întreb, cât de repede poate să modifice starea unui om, a unei națiuni, trecem mai departe, da? O lucrare de satiră care satirizează și vrea să anunțe, să arate cu degetul și să îndrepte. Pentru că până la urmă râdem de moravuri ca să le îndreptăm oarecum. Da, acele reviste reprezintă o pierdere pentru că erau locul unde satirizam. Sigur că da. Da, și oamenii cumva luau niște lecții de acolo, cei care da, percepeau lecții, dar, așa. Mi-a spus un coleg mai în vârstă, Octavian Covaci, că noi caricaturiștii n-am făcut nicio brânză, n-am răsturnat niciun regim, așa că vedeți-vă de treaba voastră, mergeți la locurile de muncă, nu avem aha, nicio șansă. Dar nu-i chiar așa. Eu zic că nu-i chiar așa. A fost o epocă atunci. A venit domnul Albert Poc și a zis, noi trebuia să ajungem unde a ajuns Crihană. Și unde considera dumnealui că ați ajuns? Eu eram la o expoziție în București și cine a deschis expoziția a povestit pe unde fusesem, de unde veneam și acolo s-a tras concluzia. Veneam din Occident. Din Occident. Da. Și în Occident atunci se dă ora exactă și de acolo primești confirmări. De ce? Pentru că nu mai sunt relațiile, nu mai sunt pilele, prietenii, rudele. Dacă ai primit de acolo o confirmare, un semn, trebuie să te ții de el, să-l iei în serios și eventual să vii acasă din când în când. De ce ingineria? Pentru că era o meserie mai bărbătească? Pentru că eu știu asigura un, între ghilimele, un viitor mai bun? Sau nu, vă găseați un loc de muncă erau imediat? În niciun nu caz erau variante, nu mă făceam doctor, nu. M-am gândit la medicină imediat și mi-ați spus imediat de marină, am luat-o așa, îmi plăcea Dunărea. Și am cam locuit la Peuri, lângă Dunăre și prin toate cartierele Galațiului, Mărginașe, Dunării și până la urmă n-aveam ce să fac, am făcut nave, mi-a plăcut. Și mă gândesc așa că de la nave, la caricatură, la artă, este un oarecare drum. Nu e un salt, eu știu, foarte simplu de făcut, dar în dumneavoastră microbul și talentul exista. Și vin și vă întreb, așa cum intră pe artiști în general și ei îmi dau un anumit răspuns și am să vreau să văd, să aud ce îmi spuneți dumneavoastră. Cât înseamnă talent și cât înseamnă muncă? Și sunt curioasă dacă îmi dați același răspuns, pentru că majoritatea îmi dau un anumit răspuns, majoritatea artiștilor. Știu, dar pentru mine este altfel. Vă rog. Dar totuși, haideți să dau un răspuns. Nu, dați răspunsul dumneavoastră. Talent 30%, muncă 70%. Știți cum îmi răspund artiștii? Talent 1-2% și muncă 90-99%. De-aia v-am spus. Eu includ la talent fantezia, în gândire, stilul de a gândi este ceea ce am învățat în facultate, cum să gândesc, să fiu un cercetător, un studios și eu am ajuns un cercetător artistic. Ultimii 6 ani eu am cercetat Europa ca un istoric, adică am descoperit niște similitudini, lucruri inedite pe care aproape ca un arheolog da, și au fost confirmate în sfârșit de critici de artă. Și în sfârșit, după 6 ani grei de călătorii și studii de izolare, primesc niște confirmări și una s-ar putea, dacă sunteți cu minte, să vină în emisiunea asta. O confirmare? Da. Telefonică?
Nu, sau, votau nu, eu, că n-am dat-o nicăieri. Vă rog, da. O să avem o premieră. Da, vă aveți. Bine, doamnelor, domnilor, o să avem o premieră. Rămâneți pe 92,4, mențineți frecvența, nu plecați de acolo nicăieri, dacă veți vrea, nu? Asta, da, asta așa vine. Da, numai să nu... Bine. Treacă bine, cronometrul. Bine, încercăm să nu treacă cronometrul, să dați confirmarea înainte de trecerea cronometrului, adică a timpului. Dacă pe pământul acesta ar fi un rai, raiul pe pământ, pentru că satirizați, pentru că o satiră continuă reprezintă arta dumneavoastră și lucrările dumneavoastră, ce ați desena? Ce ați așeza pe simeze într-o expoziție dacă viața s-ar desfășura ideal? Dacă totul ar fi un rai pe pământ, dacă vă bușește râsul, vă dau și o foaie de hârtie să și desenați. M-aș face pe mine dispărut, pentru că eu nu concep să trăiesc într-un rai. Eu adică nu e bine să trăiești în rai. Să aveți de treabă, nu? Trebuie să am de treabă. Dar n-ați găsit de desenat în rai nimic? Așa da, credeți? Dar eu trebuie să ciupesc ceva un pic, nu se poate. Și ziceți că n-ar fi de observator. Despre care ați vorbit la început. N-ați mai putea să fiți satiricon până la urmă. Da, așa e. Da, mă gândeam la chestia aceasta pentru că suntem și în perioada de post, dinaintea Marii Sărbători a Paștelui, și mă gândesc oare ar fi posibil o societate ideală. Sunteți artist și vă întreb, pentru că artistul uneori vede dincolo de ce vede ochiul unui om care nu e artist. Măcar noi în România ar trebui să facem pași mai rapizi către Occident. Către Occident, noi ziceți dumneavoastră. Noi mimăm Occidentul, dar el este cam departe. Dar și ce vă întreb, ce elemente ar trebui neapărat să apară și aici, acelea care sunt în Occident, se regăsesc acolo și nu se regăsesc aici? Schimbarea generațiilor. Schimbarea generațiilor. Eu nu mă pot educa. Eu am apucături din societatea socialistă. Vă satirizați și pe dumneavoastră. Da, dar am tras din greu ca să... Ce înseamnă tras din greu? Ce înseamnă tras din greu? Primul meu bun prieten și colaborator și contractant a fost german și am muncit o grămadă ca să îl întreg la seriozitate. Dar până n-am dat în bară... Nu s-a putut, n-a fost posibil. Am fost și balcanic, și latin, și român. Și v-a spus neamțul vreodată, domnule, ești balcanic, ești latin, lasă-mă în pace. Nu mi-a zis, dar s-a supărat, pentru că am avut o atitudine balcanică. Mai lento, așa. Mi-a tăiat-o 2 ani, am pierdut. Și v-a spus mereu, nu, până v-a spus Nu, a dispărut pur și simplu. A dispărut din peisaj. Câmpul meu, da. Însă cu lucrările pe care le luase de la mine, au început să le prezinte prin Germania, iar eu nu știam. Și dumneavoastră nu știați. Iar lui nu-i păsa. Și lui nu-i păsa. Și spuneți că e bine, că e Occidentul, așa e bine? Da, pentru că dacă nu ești disciplinat... Și a văzut interesul și atât. Nu. Vă rog, spuneți dumneavoastră. El m-a descoperit împreună cu soția, critic de artă, el ziarist, m-a racolat, mi-a propus un contract și eu am dat la un moment dat m-am plictisit. V-ați plictisit? M-am plictisit, zic, oare de ce tot adună lucrări? Și abia n-aveam răbdare. Vreau și eu o satisfacție. Latinul, da. Din dumneavoastră. Și a spus acolo de ce a adunat. M-a pus în muzeu cu Picasso și cu Salvador Dalí. De asta le-a adunat. Cum v-ați simțit? 30 de ani. Cum vă simțiți că sunteți acolo în muzeu lângă Picasso și lângă Dalí? Mă simt împlinit pentru că noi toți ne dorim asta. Noi toți artiștii ne dorim cam asta. Însă să știți că marile mele realizări, cele consistente, au venit după intrarea în muzeu. Pentru că mi-am luat treaba în serios. Din momentul ăla m-am simțit atât de responsabil față de ei. Ne-am privit ochii în ochi și mi-am luat eu în gând un angajament că voi merge pe aceeași linie și voi deveni atât de mari cât m-ați făcut voi acolo. La un moment dat, cred că poate n-ați avut certitudine și când ați prins certitudinea, ați avut și bucuria. Da. Să vă spun ce s-a întâmplat, că am fost și încă vreo 4 artiști în gruparea lui care a participat la acest muzeu, la construcția acestui muzeu, am avut alți 3-4 actriști din Europa de Est. Au dezamăgit toți între timp. Au dezamăgit toți cei din Europa de Est. Da, deci el a investit. Și dumneavoastră ați fost cel care ați confirmat. Mi-am dedicat viața artei, ei s-au angajat, au emigrat prin Canada,
Au dispărut. Au dispărut, nu mai sunt artiști, nu fac expoziții personale. Au renunțat. Da, nu, au renunțat, ei probabil se consideră artiști, dar eu nu-i văd, nu se poate să nu-i văd. Și dacă nu sunt vizibili, nu poți să spui, da, un artist trebuie să fie vizibil. Din acest punct de vedere, impresarii mei, cei doi germani soți, sunt un pic dezamăgiți, însă eu mă simt dator, chiar și în seara asta am trimis, voiam să trimit ultima veste în familie la ei, ca să știe unde sunt astăzi și ce s-a întâmplat acum două zile. O să trimiteți, nu? O să transmiteți lucrurile acestea. Să le transmiteți, vă rog frumos. La radio. Vă rog, vă rog, să nu uitați lucrul acesta. Nu. Dacă vreți să faceți anunțul acum, facem cu tobe, cu surle și trâmbițe. Da, vreți să facem așa? În regia tehnică, vă rog. Alex, te rog, dacă poți, avem nevoie de surle și trâmbițe, da? Pentru că domnul Florian Doru Crihană vrea să facă un anunț în premieră la noi la radio. Nu știu, caută acolo ceva, muzică care să anunțe. Poate să cânte domnul Florian Doru Crihană. Oameni buni, sunteți pe 92,4 FM. Ne și vedeți, ne și auziți. Iată, va fi un anunț în premieră. Am făcut și repetiții aici din emoție. Nu avem, îmi spune Alex Lungu că nu avem ceva cu surle și trâmbițe. Vă pun să cântați? Nu, no, gata. Haideți, vă rog frumos, unim ceva, știți? Vă pun să cântați imnul? Nu știți imnul. Dar totuși mă puneți pe gânduri, pentru că pe unde merg eu s-ar putea să cânte. Vedeți? Imnul. Gândiți-vă, și măcar prima strofă. Mimez. Măcar prima strofă. Okay. Vă rog, dacă vreți să faceți un anunț important pentru țară, pentru națiune, vă rog să-l facem acum, oameni buni. Da. Un anunț important pentru națiune. Florian Doru Crihană. Acum 6 ani am luat decizia de a schimba tematica expozițiilor mele și, după cum am spus, m-am ocupat de Europa. Și mă gândeam câți ani mi-ar trebui să primesc o confirmare asupra cercetărilor mele. Și am norocul că se întâmplă în viață. Așa este, e bine că se întâmplă în timpul vieții. Deci 6 ani, foarte un timp scurt. Pentru ceva complex, care normal ar trebui să ia 40 de ani, Occidentul a scris prima carte despre lucrările mele. Despre lucrările dumneavoastră. Da. Ce înseamnă Occidentul? Unde înseamnă, anume apare această este carte? Este o galeristă româncă, Cristina Simion din Nuremberg, care a obținut un proiect la Ministerul de Externe Român și peste 2 zile lansăm un album la Ljubljana cu ultimii 6 ani. Ce am făcut în ultimii 6 ani? Orașe europene. Asta este știrea, s-a tipărit, asta este știrea, dar trăsnaia urmează. Vă rog. Acum 2 zile, ambasadorul nostru la Ljubljana a făcut prima ofertă de carte, a fost primit rapid de președintele Sloveniei. Și o să postez, unde se vede imagine, o poză cu cartea mea și cu cei doi. Felicitări, da, felicitări mulțumesc. Din suflet, mulțumesc că ați făcut anunțul la în noi, premieră, pe da. Postul nostru de radio, Pro FM Lider FM 92,4, ne și văd oamenii, îi salutăm acolo pe cei care ne privesc. Mulțumesc pentru anunțul acesta, felicitări din suflet, felicitări. Merg la Ljubljana, spațiul se cheamă Casa Europei, Casa Uniunii Europene. Este Ministerul de Externe care a organizat totul, este un foarte bun ambasador, îmi pare rău, nu am reținut nume pentru că e prea devreme pentru mine. Mergem cu o expoziție, cu lucrări din carte. Expoziția pornește într-un turneu întâi prin Ljubljana și apoi prin Slovenia și mai vedem noi pe unde. Și am spus că deja domnul ambasador a desfăcut pachetul sosit de la București și cu prima carte s-a dus, nu știu cum, a putut să intre la președintele Sloveniei. Și dacă nu credeți, va apărea o poză pe pagina mea în seara asta, sper. Aș vrea să spun așa, dacă nu credem, o să venim din urma dumneavoastră. Dar e cam greu așa să ajungem într-un timp atât de scurt. Dumneavoastră sunteți obișnuit să zburați într-una, între orașe, între țări. Cum e cu timpul liber? Aveți timp liber? Ceea ce se întâmplă în luna asta este un pic mai special, este o lună de coșmar. Cu de coșmar. Nu, da, e o lună de coșmar între ghilimele, e un coșmar frumos. Însă eu sunt un tip emotiv și gândiți-vă că pentru acea oră de la Ljubljana sau de la Trieste, cum alerg eu prin aeroporturi?
Eu vă imaginez, îmi vine să vă spun că eu cred că sunteți și mai mult decât povestiți în emisiune, pentru că vă văd entuziasmul și mi-aș dori, oameni buni, nu știu cât puteți să fiți împreună cu noi, publicitate, da, imediat, Alex, îngăduie-mă puțin, nu știu cât puteți să vă dați seama cât entuziasm are invitatul meu din seara aceasta, pentru că uneori nu vezi entuziasmul ăsta la artiștii care pleacă la drumul acesta din fragedă pruncie. Dumnealui e inginer totuși, oare să vină entuziasmul ăsta de la inginerie? Pentru că inginerii sunt oameni speciali, oarecum. De la inginerie îmi vine siguranța. Siguranța. Care este în acest moment visul dumneavoastră? Care e următorul pas? Știți că probabil că ați avut de-a lungul timpului dorințe, așteptări, da? Și v-ați atins un vis. Iată, care vine acum după 6 ani de zile. Spuneați dumneavoastră că e un timp relativ scurt față de ce așteaptă alți artiști pentru confirmări și alții așteaptă toată viața și nu primesc confirmarea niciodată. Aștept ceva, aștept ceva foarte repede, dar e legat tot de acest proiect de la Ljubljana, pentru că este arătat un tronson, acolo o mostră. Ce se întâmplă? Eu pot să fac expoziții similare în număr de 7. Vă dați seama dacă diplomația românească ar trage albume și ar organiza 7 expoziții și le-ar plimbra prin Europa, ce ar fi? Ar fi România culturală altfel? Ar fi promovată România culturală. Da. Și dacă s-ar face lucrul acesta cu artiștii confirmați și artiștii de notorietate, da, românii noștri, România ar fi promovată frumos. Totuși trebuie să trag o concluzie. De ce Crihana? De ce Crihana? Pentru că eu mă duc la Ljubljana cu o scurtă poveste despre Ljubljana. Am făcut câteva lucrări în mod special și s-au sentimentalizat. Au devenit parte de suflet cumva. Da, da. De aceea, domnul ambasador și-a dat seama cine e artistul și de ce are curaj să meargă cu flamura, cu artistul în băț să îl prezinte la domnul președinte, care ar fi spus că vine și la vernisaj, dacă nu cumva și domnul primar. Pentru că artistul Crihana a umblat prin Europa, în orașe mari, în capitale și în orașe mai mici, village, și i-a considerat egal, a răscolit istoria, a găsit similitudini, i-a ironizat, i-a satirizat, a zâmbit despre istoria lor bengoasă și ei m-au îmbrățișat. Și am îmbrățișat și eu pe ei. Și am arătat și că aici un pod, din... ați făcut o puntă, da, de legătură. Din estul Europei, din estul extrem al Europei, îi privesc, sunt cu ochii pe ei și dacă mă mai vrea cineva și am putere, cum are drag. Lor. Da. Cum are drag. Un om este binecuvântat în atât cât trăiește pe pământ dacă și reușește să-și atingă niște țeluri, eu știu, să ajungă să depășească niște repere pe care și le-a pus în viața aceasta, dar de asemenea cred că Dumnezeu te ajută atunci când te vede că ai entuziasm, cum v-am spus eu, că sunteți cu entuziasmul la dumneavoastră, la purtător, și când atunci când ai de făcut ceva, nu spui nu mai pot, spui vreau. E important să spui vreau în loc de nu mai pot sau nu pot să fac lucrul acesta. Nu mă pricep, eu sunt fiu de militar, dar o să spun. Puteți ceva. Să ne dați comenzi. Da, da. Aveți grijă, nu, dragilor, că ne dă comenzi. Am simțit mereu că am un înger păzitor. Atunci când acesta? Am ajuns la limită, aproape de prăpastie, de șanț, a venit ceva și m-a tras înapoi mereu, pentru că viața mea a fost un risc tot timpul. A venit mereu ceva, nu știu, nu am comandat eu, a sunat telefonul cu o comandă. Sunteți credincios? Credeți în Dumnezeu? Eu mă comport ca un credincios, dar nu am principiile sădite din copilărie, nu am credincios practicant, probabil. Da, dar da. Credeți în Dumnezeu, domnule Crihana? Am un tip de credință. Cred că noi toți formăm un Dumnezeu. Asta cred eu, prin gândurile noastre. Noi toți formăm un Dumnezeu, ați spus. Da, prin pozitivul gândurilor noastre formăm un câmp, un Dumnezeu, și acționează înapoi dacă suntem obraznici. Adică dacă dăruim bine, primim bine, dacă
dăruim rău, primim rău? Vreți să spuneți că tot ce dăruim în univers se întoarce, da, mai mult, corect, sau mai puțin? Da, așa cred că așa aș gândi. Ei, și vin și vă întreb acum, dacă ne-am legat puțin din univers, de univers și de lumea largă. În lumea largă sunt atâția artiști. Aveți modele? Ați avut modele în copilărie, în tinerețe? Nu, v-ați nu. ghidat după anumite, eu și după anumiți artiști, după lucrările unor anumiți artiști mari? E o poveste, eu nu, n-am avut niciun model. Nu, eu am simțit că... Nu v-a plăcut cineva anume? Nu, am simțit... Un artist am anume? Am simțit că trebuie să fac asta, că am talent la desen, am pus mâna pe acuarelă, pe pensulă, pe carton și am început să desenez și nu m-am mai oprit. Și am fost împins de răspunsul pozitiv, de reacții pozitive, de la Galați, de la București, și din lumea de la largă. Berlin. Sigur și cât că s-a da. Putut. Dar ce artist v-a plăcut cel mai mult? V-a marcat? Vă place oricând să-i priviți lucrările? Ce artist vă place? Ce artiști vă plac? Greu de spus. Greu. Nu, pentru vă că... place Crihană? Da, îmi place Crihană. Vă place Crihană? Îmi respectă toate mofturile despre un artist. Și... Am înțeles, domnule Crihană. Cât de mult contează mediul în care te naști? Cât de mult contează familia în care vii pe lume? Contează. Și vă familia... Vă rog să comentați lucrul acesta. Am avut o familie foarte frumoasă. Și mediu, Galațiu, a fost foarte bun pentru mine. Școlile... Dar spuneți că ați avut o familie foarte frumoasă. Aveți o familie foarte frumoasă, probabil că au mai rămas membrii ai familiei. Familia dinainte de 89 nu mai are nimeni. Nu mai nimeni. Aveți pe nimeni. Da. Ce înseamnă o familie foarte frumoasă? Mergeați la spectacole, la concerte, mergeați la expoziții? Ați fost format așa de atunci din copilărie? Nu, mergeau părinții cu dumneavoastră? Nu, mă refer la oameni crescuți la țară, sau vă referiți la bunul simț esențial? La bunul simț, da, și la credința care nu și-o exprimau, dar m-am învățat niște direcții. Care este diferența între societatea de astăzi și societatea în care erați când erați copil? De viteză. De viteză. Diferența de viteză, da. Adică oamenii nu au timp, se grăbesc. Da, nici eu uneori nu mai am timp să-i spun fiicei mele că a greșit și lasă că o să ne întâlnim odată, nu-i scrie pe rețea că e rece și poate nu înțelege. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că spuneți despre nu am timp să-i spun fiicei mele. Ați spus vreodată părinților dumneavoastră că iubiți? Ați apucat să le spuneți vreodată, tată, te iubesc, mamă, te iubesc? Nu, dar comportamentul meu și ce am făcut pe poziția mea de fiu... A definit această formulă, a definit practic această declarație. Dar credeți că e important să spunem oamenilor lucrul acesta în viteza aceasta în care trăim? Mi se pare fals. Mi se pare chiar un tupeu să-i spui... Nu sunteți un om al declarațiilor de dragoste. Nu, ar fi fost tupeu să spun eu tatălui sau mamei, te iubesc. Dar știți cât contează? Știți cât contează un lucru acesta? Adică omul să audă că îl prețuiești pe timpul vieții. Știu, dar la noi e gestica. Gestica a contat foarte mult și contează. Da. Îmbrățișarea, o îmbrățișare. Acum, în ziua de azi, am în familie soția și cu fiica mea, avem un tipic de îmbrățișare. Ne îmbrățișăm toți trei odată, mereu, foarte odată frumos, pe oră. Foarte frumos. Faceți lucrul acesta? Da. Chiar odată, da, la o oră? Când sunteți împreună. Glumind, dar ne vă transmiteți dragostea, da, unul, da, altuia. Mulțumesc pentru lucrul acesta. Vă place să mergeți la teatru, la operă, la spectacole în general? Mergeți, faceți lucrul acesta? Nu, mi-ar plăcea. Însă, nu mergeți. S-a întâmplat un lucru în viața mea despre... Vă rog. Am avut o mică galerie la Teatru Dramatic timp de 2 ani. O știu. Și am văzut toate piesele de 25-30 de ori. Asta datorită faptului ori că era galeria acolo. Da, că era expoziția, eu oricam la balcon, acolo, aveam un loc al meu acolo și aveam o priveliște frumoasă, știam pe de rost toate piesele, dar îmi plăcea să le văd. Eu și stăteam să primesc publicul în galerie. Sigur că da, erați amfitrion. Aveam și un interes, da. Sigur că da. Însă mi-a plăcut la nebunie vreau piesele. Vreau să vă întreb, dacă ați stat acolo la balcon și ați urmărit spectacolele de teatru, ce credeți că, cum credeți că ar trebui să vină omul într-o sală de spectacol? Ar trebui să vină numai pentru divertisment, pentru că se merge foarte mult pe divertisment în ultima perioadă? Sau ce ar trebui
să pregătească omul când vine în sala de spectacol? Cum ar trebui să se pregătească? Să fie pregătit să recepționeze actul artistic. Să fie tăcut. Să fie tăcut. Doamnelor, domnilor, n-am cum să scriu și n-am cum să arăt niște pancarde cumva, am lovit și microfonul din entuziasm, să vă arăt cuvintele pe care aș vrea să le fi reținut dumneavoastră, cei care ne priviți, dar și cei care ne ascultați. Pentru că a spus câteva vorbe, câteva propoziții sau fraze care au miez. Și vorbele cu miez, în ultima perioadă, perioada asta pe repede înainte, sunt tot mai greu de găsit. Vă rog. Ar trebui să vină pregătiți, spuneați. Da. Dar ce înseamnă pregătirea asta? Pentru că e, ca și, la, da. E și, ca și la o expoziție. Da. Nici acolo nu te duci, eu știu, corect, fără să ai o pregătire. Da. Am vrut să folosesc niște cuvinte, dar e urât. Suntem și la radio și ne vedem și la TV și live pe Facebook să vină și nu pot folosi cuvinte. De mult în respect. Să fie pregătit să ofere respect. Să ofere respect. Credeți că din partea artiștilor în ultima perioadă publicul primește respect? Pentru că de multe ori vedem spectacole care sunt spectacole șoc, șocante și care transmit trivialul, care transmit vulgarul și nu primim respect, cred, de acolo. Dar în același timp ele sunt oglinda societății. Cum e cu respectul ăsta și din partea scenei spre public? Da, știu ce spuneți și haideți să mă refer la alta plastică. Nu știu cât, o fi 1% artă nerespectuoasă, dar eu n-apuc să o văd, mai aflu despre ea și este făcută doar pentru a forța succesul. Însă pentru a forța succesul. Succes efemer de câteva zile, ha, 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 nemaipomenit și dispare. Nu merge. Nu merge. Nu merge așa. Trebuie creație după studiu, după cercetare. Că altfel nu e adâncă. Nu mai e loc pentru mizilicuri, pentru lucruri mărunte. Deci arta nu e entertainment, nu este divertisment. Da. Nu este așa nu ceva. Ziceți că nu este așa ceva. Din punctul meu de vedere, cum definiți arta? E greu să definești arta. E greu să definești, dar să trasați. Aș vrea să o definesc prin ceea ce fac eu. Pentru că eu nu am vrut să fiu artist. Sau când m-am apucat de artă, n-am știut dacă e artă sau altceva. Domnule Florian Doru Crihană, dacă nu ați fi Florian Doru Crihană, cine v-ar plăcea să fiți în lumea aceasta și în viața aceasta? Un inginer navalist. Care ar fi visul unui inginer navalist, dar al inginerului navalist Florian Doru Crihană? Nave ultramoderne. Nave ultramoderne. Și dați un exemplu. Ceea ce se face astăzi la Galați. Sunteți extraordinar. Asta înseamnă că ridicați Galațiul în slăvi, că se face ceva la Galați. Eu știu ce se face, că sunt pictorul șantierului. Șantierului, am înțeles. Și pentru că de la nave la măgari e un drum foarte lung, eu vreau să spun așa. Cum v-a trecut prin minte să faceți o întreagă... Deci aveți, eu nu știu dacă aveți o serie de lucrări sau nu, dar desenați măgari. Și da, aveți lucrări cu măgari. Apar... Și lucrările acestea cu măgari au plecat de la numele unei familii, da? Asinelli, cumva. Așa spuneați la un moment dat. Sunt două turnuri în Sunt Bologna două turnuri în Bologna. Poartă acest nume și normal. Dar după numele unei familii. Probabil că da. Sigur că da. Dar, de ce desenați măgari? Măgarul reprezintă, într-un anumit context, un simbol pentru mine. Este cel care e cară, nu spune nimic, mai trage câte un strigă, diha, iha, sau cine o fi ăla, și e cu minte. Și e cel mai puternic. Trage. E cară tot. Trage. Dar, vă dați seama că un asemenea simbol trebuie să intre în majoritatea expozițiilor mele. Și să se afle pe panoplia universală a lumii. Corect, da. Felicitări că ați ales măgarul pentru a-l desena și a satiriza cu el, cu ajutorul lui. Ce observați, Dorian Doru Crihană? Atunci când intrați prima dată într-o încăpere, ce observați? Într-o încăpere în care se află și oameni, și obiecte, și plante, ce observați în primul rând? Ce vă atrage atenția sau ce vă sare în ochi? Dacă oamenii zâmbesc sau nu, probabil eu, ajungând o personalitate, oamenii nu mai zâmbesc. Sunt puțin timorați. Ajungând personalități, oamenii nu mai zâmbesc. Cei care îi întâmpină. Să știți că sunt axiome astea pe care le-ați spus în seara aceasta. Da. O să le trecem într-o carte. Sunt suspicioși că e
cel invitat e mai superior. Așa s-a întâmplat și la Trieste până ne-am luat de gât și ne-am pupat, de nu ne-am mai văzut. Nu, nu e chiar... Caut zâmbetul într-o încăpere. Apoi căutați arhitect, zâmbetul. Caut și izolarea fonică. Și vin și vă întreb acum, esența vieții care ar fi? Cam greu, v-aș da eu un răspuns. Faceți vă rog ca mine, să ne dați un răspuns. Este, nu faceți ca mine. Faceți ca mine, dar de fapt nu faceți ca mine. Da. Cam asta ar fi esența vieții, dacă o legăm de dumneavoastră oarecum, cumva. Adică de ceea ce ar putea să facă și n-ar putea să facă puteți un om. Puteți să mă studiați ca esența vieții. Dacă să vă luăm drept model. Da, dar nu neapărat pozitiv. Nu neapărat pozitiv. Da. Esența vieții cam asta ar fi, după teoria lui Florian Doru Crihană. Da, vreți stabilitate sau vreți aventură? Asta e. Eu am vrut aventură. Aveți momente de tihnă? Da, pentru că fiind liber profesionist, îmi comand programul, însă durează 40 de secunde odihna. 40 de secunde. Da, dacă mă întind așa un pic în șezlong, în pat, eu și mă recuperez. Și în alea 40 rapid. De secunde apucați să simțiți tihna? Apuc, da. Care lipsește societății din vremurile noastre. Apucați. Da, imediat mă simt recuperat. Dacă ar fi să faceți desenul societății de astăzi, de aici în România, sau al întregii lumi, cum ați face desenul acesta? Probabil așa, ia mai odihniți-vă voi un pic. Culegeți-vă gândurile, adunați-vă, vedeți dacă am făcut bine la 1989 sau nu, încotro trebuia să o apucăm după 10 ani, după 20 de ani și... Și cum ați desenat lucrul acesta? Probabil aș face un serial. Un serial? Da. În imagini, pentru că nu se poate așa cu o lucrare. Nu, nu, sub nicio formă. E un episod. Un serial, un episod. Cam câte episoade ar fi? 10 episoade. Doamnelor și domnilor, poate vedem serialul acesta în curând. Poate îl și faceți. O să trec acum la un test fulger și am să vă întreb așa și răspundeți repede, repede, cu un cuvânt sau două. Eu știu la fiecare întrebare. România sau altă țară? România. Rece sau fierbinte? Fierbinte. Dulce sau sărat? Dulce. Verde sau roz? Verde. Don Quixote sau Nero? Don Quixote. Apus sau răsărit? Răsărit. Blând sau dur? Blând. Mâncare preferată? Fructe de mare. Băutura preferată? Sauvignon Blanc. Călătoria preferată? Paris. Expoziția preferată din întreaga lume? Din tot ce ați expus, expoziția preferată? Louvre. Ce este cel mai important lucru în viața lui Florian Doru Crihană și cea mai importantă ființă? Deci sunt două întrebări aici și două răspunsuri. Care e cel mai important lucru? Care e cea mai importantă ființă? Sănătatea e cea mai importantă și soția apoi. Cel mai puțin important în viața aceasta? Prostia. Mulțumesc. Vară sau iarnă? Vară. Picasso sau Lucian? Lucian. Comedie sau dramă? Dramă. Dramă. Gândul de fiecare zi? Rămâi sănătos. Gândul de fiecare seară, înainte de a dormi? Te trezești mâine la 4:15. Domnule Florian Doru Crihană, finalul vă aparține. Vă rog să transmiteți oamenilor care ne ascultă și ne privesc gândul dumneavoastră din seara aceasta. Să încerce să citească opere satirice. Am pățit acum la Trieste, s-au uitat prea repede și după ce m-au luat la întrebări și au cerut scuze că au trecut prea repede și că lucrările sunt fantastice și sunt nemaipomeniți să le descoperi. Și pentru că sunteți artist și pentru că încheiem, ați transmis gândurile dumneavoastră, dar vorbeați despre critici. Ce înseamnă critica în viața unui artist, dar a unui om? Și încheiem așa. Critica, ce înseamnă? Oameni buni, nu e voie un vernisaj al unui artist să nu lipsească, să lipsească critic. Criticul trebuie să fie prezent, altfel expoziția este îndoielnică. Iar în viață trebuie să se critique între ei soții, în primul rând. Înseamnă că este un cuplu stabil și va dura zeci de ani. Până la atunci, bătrâneți.
Mulțumesc, doamnelor. Domnilor, sunt Dana Vlad și vă aștept de fiecare dată cu drag să ascultăm ce ne povestesc aici oamenii frumoși pe care îi întâlnim în viața aceasta. Grăbiți-vă încet, da, festina lente și faceți lucruri care să vă ducă spre visul dumneavoastră. Mulțumesc, seară frumoasă!